urmărește zilnic cele mai mari cote din lume. Ia o decizie. Mozart Bet. Sivasspor, CFR Cluj 3-0. Ardelenii n-au avut nicio șansă în fața turcilor în cea de-a cincea etapă din grupele Conference League. Însă CFR Cluj rămâne pe locul 2 în grupă după Sivasspor. CFR Cluj 7 puncte, Sivasspor 10 puncte. Iar pe poziția 3-a Slavia Praga, care tocmai a învins pe Balcanii 1-0. Tot 7 puncte, însă CFR Cluj are avantajul meciurilor directe cu Slavia Praga. Vorbim despre această partidă în studio cu Sebastian Chitoșcă și cu Daniel Nazare. Da, 3-0, fără drept de apel, ai spus la pauză că dacă mai dau turcii 1, se duce spre 3-0. Păi da, pentru că se vedea de la începutul meciului că avea un plus Sivasspor vis-a-vis de CFR. Un meci slab al CFR-ului față de ce ne-a obișnuit în meciurile cu Slavia Praga, adică Slavia Praga o consider mai puternică decât Sivasspor, părerea mea. În România oricum a fost mereu chestia asta de echipe care te surprind și la un moment dat parcă nu mai sunt ele. CFR-ul a arătat destul de prost în seara asta, din păcate, dar e bine că e pe locul 2, încă suntem în curs. Eu cred că Dan Petrescu trebuie să treacă repede peste meciul ăsta, să șteargă cu buretele, pentru că au prima șansă la calificare. Au un meci acasă, depind doar de ei, o victorie cu Balcanii, sigur e campioana statului Kosovo, dar nu e totuși nici Slavia Praga și poate nici Sivasspor. Adică e diferență de valoare și joci acasă ultimul meci cu calificarea pe masă. Da, adică totul depinde de tine. Și un egal ajută CFR Cluj dacă Slavia nu câștigă meciul cu... Da, Daniel, dar să știi că meciurile astea sunt cele mai periculoase, pentru că e o miză foarte mare. Chiar dacă adversarul e mai slab cotat decât tine, practic te poți aștepta la orice, pentru că și aia joacă pe meciurile astea. Ești la mâna ta, nu ești la mâna altor. Categoric. Au șanse mari să se califice și eu cred că merită per total ce au arătat în grupă. Sebi, găsești o explicație după două meciuri foarte bune cu Slavia, în care ai bătut de două ori Slavia, fără nicio problemă, să spunem așa, vii și pierzi categoric cu Sivasspor. Găsești o explicație pentru... Sunt foarte multe explicații. Adică pot fi foarte multe chestii care te influențează să nu mai arăți la fel ca în meciurile trecute. În primul rând, echipele din România nu au așa oarecare consistență de la meci la meci. Nu mai e cum... Uite, da, iar vorbesc de Steaua, da? De FCSB. Nu mai cum era 2011-2013, când dominau orice meci și echipa cu Platovlevici, Pintilibo, Orceanu, categoric campionat. Și în România, CFR nu domină orice meci, câștigă destul de greu și în Europa oricum e diferență de valoare la orice echipă, că e Balcanii, că e Sivasspor, nu e Chindia Târgoviște și clar trebuie să fii pregătit și motivat. 100% sunt ferm convins că au fost și pregătiți și motivați, dar în același timp și adversarii CFR-ului nu sunt, pot să spui că mai slab decât CFR-ul și a apărut acum CFR-ul. Nu. Eu cred că ar trebui să căutăm un pic în statistică, să vedem când a pierdut Dan Petrescu ultima oară cu 3-0, că nu cred că a fost foarte curând. Au mai avut momente proaste, dar vezi, rezultatul ăsta vine după o serie de rezultate bune. Și dacă stăm bine să ne gândim, nu contează foarte mult dacă vine o victorie cu Balcanii. Bineînțeles, ei mai au meci CFR cu Rapidul în campionat. Meci foarte greu. Și e interesant cum va distribui jucătorii Dan Petrescu, că e clar că nu poate folosi ambii aceia jucători primul 11 cu primul 11 meciul de campionat. E meciul de campionat și cred că o victorie pentru Rapid nu le-ar face bine, dar cred totuși că mai important e meciul din Conference League. Da, am ajuns deja în 2021, pe statistică. Și n-ai găsit un 0-3. Și nu găsesc prea multe înfrângeri, măcar, al CFR-ului. Ei, dacă pierdeau la limită, nu pierdeau la o diferență. Păi, nu sunt meciuri în care au luat 3 goluri, nu neapărat să pierdă. Da. Bine, am mai luat acum campionatul ăsta cu Craiova. Da. CFR urmează să joace cu Rapid. Un meci foarte important. Cum vezi partida asta la Sevi? Joacă în Giulești. Deja au plusul Rapidul că joacă acasă. Știm foarte bine atmosfera din Giulești. Ceea ce mi-e ciudă că nu am prins... Bine, am prins Rapid în 2011, am jucat un meci cu stadionul plin și chiar cea mai frumoasă atmosferă cu care am jucat vreodată a fost chiar în Giulești.
Dar acum parcă Liga 1, dacă nivelul s-a mai dus, suporterii parcă vin mai mulți la stadion, că sunt stadioane noi. Un meci greu al CFR-ului și mai ales dacă, cum a zis și Daniel, dacă sacrifică în ghilimele... Nu sacrifică, dar în ghilimele, trebuie să faci ceva. Așa se face. Dacă gestionează partida cu Rapidul în a odihni 2-3 jucători și a se gândi clar că... A se gândi la meciul din Europa, clar că e un meci mult mai greu pentru CFR, pentru că cu siguranță gândul lor e și în Europa, chiar dacă cred că în campionat mai au timp să recupereze în caz de un rezultat negativ. Gândește-te că suntem la jumătatea sezonului regulat. Da, dar acum e prima etapă din retur. Exact, dar se și înjumătățesc punctele. Cred că își permit să piardă, între ghilimele, în campionat și să câștige în Europa. Adică Daniel, am găsit ultimul meci. Ultimul meci pierdut de CFR cu 3, cu 0-3. Dar atenție, era Edi Iordănescu pe bancă. Da, deci nu era Dan Petrescu. A fost în martie 2021, când FCSB învingea CFR Cluj cu 3-0. Da, da. În campionat, etapa 28-a, dăteau golurile atunci. Olaru, Tănase și Moruțan. Paradoxal, au fost meciuri de 0-0 sau chiar victorii pentru CFR Cluj, când au avut mai puține ocazii decât azi. Adică azi au fost 4-5 ocazii pentru CFR Cluj pe parcursul meciului, ceea ce e mult pentru ei. Dacă ne uităm la flash score, cum alege el, să zic, ocaziile de gol. Cât e? 15-15. Nu, e și o centrare în fața porții. Corect, o consideră ocazii de gol. Dar atacuri periculoase. Șuturi pe poartă, 7-4. Și atacuri periculoase. Atacuri periculoase nu există. N-are cum, trebuie să... Ba da, există. 35-43. Deci mai multe CFR Cluj. Da, dar atacuri sunt când duci mingea în careu, probabil. Păi nu, sunt și atacuri și atacuri periculoase. Da. În fine, e destul de relativ tot lucrul ăsta, dar oricum, nu neapărat, eu nu mă refer acum la ocazii că au avut, că ocazii poți să ai dintr-o lovitură liberă mingea de viață. Eu mă refer la faze construite, ceea ce mă surprinde la CFR, dar uite că nu funcționează. Tot prost și cu faze fixe se câștigă meciurile la CFR Cluj. Dar uite, oamenii sunt pe chat, Reconquista ne salută și spune o victorie acasă cu Balcani nu e o misiune foarte grea, deci stăm foarte bine după etapa asta în obiectiv. Da, CFR Cluj rămâne singura echipă în obiectiv. Tocmai eu de aia zic că au și ieșit la joc în seara asta, că n-am vreau nimic de pierdut, mai ales la 1-0 pentru... Nu, și dacă făceau egal... Tot de victorie aveam nevoie. Tot de victorie. De asta zic, CFR-ul în seara asta a încercat să joace, exact cum spune Daniel, să-și creeze ocazii, neavând frica de că pierd 1-0 sau că pierd 2-0 sau că făcea 1-1, practic tot de victorie au nevoie în următoarea etapă de Conference League. Și cred că o obțin, pentru că se motivează foarte bine acasă. Știm foarte bine că Dan Petrescu e un bun motivator acolo și meciurile decisive n-a dat greș, nu prea a dat greș. Și Rapidul cu CFR joacă duminică, iar luni va juca FCSB. Dar pentru FCSB oricum nu mai contează ultima ce, așa că poate să joace și marți, că nu e nicio. Probabil chiar va juca cu rezervele data asta, adică rezervele rezervelor. Bine, acum pentru banda nu poți să emiți pretenții cu West Ham United la bani. Foarte greu. Cine ia campionatul Sevii? Anul ăsta nu mai e ca în anii trecuți când dominau CFR-ul sau FCSB-ul se băteau acolo, da? Acum e Rapid cu Viitorul, nu? Cu Farul. Cu Farul Constanța. Fosta Viitorul. Că mai nu așa sau e. Fosta Farul. Da, sau... Mai nu așa e prin România. Este Farul, Fosta Viitorul, pentru că au are un titlu. M-aș bucura să se mai schimbe și campioana în România, să... Nu știu, admir foarte mult ceea ce face domnul Gică Hagi la Farul Constanța. Și chiar și Rapid m-aș bucura să ia campionatul, cu toate că până la urmă este foarte greu să ne pronunțăm acum cine ia campionatul, că mai sunt foarte multe meciuri. 25 de meciuri de fiecare. Da, dar cred că sunt 4 echipe, Rapid, Viitorul, Farul Constanța, Steaua, dacă nu mai pierd niciun meci, să se apropie până la play-off, play-out și CFR Cluj, care au șanse mari. Să nu uităm și de Craiova, dar nu știu dacă își revin Craiova așa. La meciul cu Rapid, uite, zice Reconquista, din ce știu eu, e în anturajul, să zic așa, al echipei la CFR Cluj și comentează acum pe chat, zice că
vom menaja pe oricine e nevoie la meciul cu Rapid. Deci va fi o echipă mixtă pentru meciul cu Duminică. Păi când o echipă mixtă nu mai e menajare pe oricine e nevoie. Că menajare e când menajezi toți titulare și bagi doar rezerve. Nu, dar oricum CFR Cluj are un lot echilibrat. Să nu confundăm situația de la CFR cu cea de la FCSB, care stă în 13, 12, 13 jucători de valoare, care alcătuiesc primul 11 în majoritatea campionatului, și CFR care poate să-și permită să-l țină pe deac pe bancă, că intră Petrila și nu știu. Cred că Petrila va intra acum cu Rapid. Da, și deac va juca în meciul cu Balcani, da. Adică clar că vor menaja, dar eu zic că nu se va vedea diferența care se vede la FCSB când menajează titularii la CFR Cluj niciodată. Știi ce e interesant? Că Rapid cu Mutu e o echipă care stă la cutie așa și încearcă să dea lovitura, stilul italian. CFR Cluj e și ea cam la fel, adică tot la fel stă la cutie și de asta nu văd un meci așa foarte deschis la Rapid cu CFR Cluj. Cred că vor fi puține goluri. În ceea ce privește campionul, eu mi-aș dori Farul, pentru că mi se pare un pic mai bună decât Rapid. Rapid, sigur, care publicul care te încântă, dar ca joc, lui Hagi a ieșit și schimbările, să știi. Uite-te toate schimbările pe care le-a făcut, au dat gol, a băgat pe Torje, a dat gol, nimeni nu-i dădea nicio șansă. Ceilalți le-a făcut loc la toți, toți au jucat, toți au dat gol și atmosfera e foarte bună și, bineînțeles, Denis Alibe, care e în formă. Bun, deci pe FCSB nu o vedeți. Nu, nicio. Și cea mai, uite, a zis domnul Gică Hagi, e singurul antrenor care nu apleacă urechea la ce spune presa despre un anumit... Nu apleacă urechea la nimeni. La nimeni, sau ce spune presa, că până la urmă presa influențează poporul. Au fost jucători gen Alibe care poate nu-i mai dădea nimeni credit și... L-a luat Hagi și l-a pus de arată. Uite, aici și altfel. Uite, aveam o curiozitate cu Alin, că am vorbit în edițiile trecute. Ce crezi că l-a schimbat pe Alibec? S-a schimbat el, l-a schimbat Hagi, a avut un moment, s-a uitat în oglindă și a zis, frate, eu ce fac, o să joc mai bine? Adică schimbarea asta, cine a făcut-o la Alibec? După părerea ta, bineînțeles. În primul rând, a plecat de la Alibec. Cum Alibec, așa, care era, plutea, a avut un moment de luciditate? Da, când zic chestia asta, îți spun ceva. Alibec au trecut ani peste el. Și numai e mai matur acum. Eu, după părerea mea, indiferent câte gafe poate să facă un jucător gen Alibec, calitatea lui s-a văzut în orice moment din toată cariera lui. Dar nu contestăm calitățile lui. În momentul când ai și de un mentor ca Gică Hagi care te poate motiva și te poate pur și simplu omul ăla... Eu cred că îl motiva mai mult Mourinho la Inter, dacă mă întreb pe mine. Dar era un copil, el nu înțelegea nimic ce se întâmplă. De asta zic, contează foarte mult și vârsta pe care o are Alibec acum și contează, poate realizează că e și ultimul tren în care poate să prindă și el un transfer afară. Dar eu nu prea cred în maturitatea lui Alibec. De ce copiii noștri, bine, copiii noștri deja la 19 ani, nu mai ești copil, dar de ce copiii noștri la 19-20 de ani sunt în continuare considerați copii și când ies afară din țară... Lipsa de educație. Știi de ce? La pământ. Pentru că noi nu suntem în stare să dăm vina pe noi ăștia maturi, că noi de fapt nu știm să educăm acei copii. E vorba de infrastructură care, când ești copil și junior, eu știu, am fost și știu și acum ce fac antrenor la copii și junior. Sunt foarte multe centre de copii și juniori cu antrenori care vin fără motivație la antrenament. Îți arunc o minge de pe vremuri și mai sunt și în zilele noastre. Îți arunc așa o minge și nu se implică. Pentru că în primul rând, ajunge antrenor fără a te documenta despre fotbal. Tu ai fost fotbalist, nu înseamnă că trebuie să fii și antrenor. Că fotbalistul nu are aceeași calitate ca antrenorul. Nu toți fotbaliști poate să fie antrenori. Ei, la multe cluburi din România, foștii fotbaliști legendari ai cluburilor respective se fac ca antrenori să ciupească și ei o primă. Da, o primă, un salariu, dar implicarea lor e zero. Și clar că se formează generații care nu au mentalitate. Dar nu crezi că aceste generații suferă și de lipsă de educație? 100%. Păi educația sportivă care ți-o dă... De toate felurile. Categoric. Dar uitați-vă în ce lume trăim cu tehnologia. Nu mai e ca pe timpuri când vedeai ceva doar la ziar. Acum... Dar și ce? Cu tehnologia nu poți să fii educat? Poți. Normal că găsești orice în tehnologie, dar... Ronaldo și Cudeac se antrenează și cu tehnologia asta. Cu
Cu siguranță, dar are altă educație, altă ambiție, altă formă, s-a format altfel. Educația vine și de la antrenorii aia care spuneai tu că aruncă mingea. Categoric, dacă categoric. Nu spun nimic. Sunt mulți factori care influențează mentalitatea unui jucător și... Dacă ai da o notă la ce educație sportivă ți s-a dat, adică mă refer la antrenamentele, cum le vezi acum din la vârsta asta, ce ai făcut tu la copii, cam ce notă le-ai dat antrenorilor respectivi? Nu e vorba de pasiune aici, eu vorbesc strict sportiv. Eu pot să spun, în afară că ei erau prezenți acolo cu noi, nu făceau absolut nimic, adică... Și totuși ai ajuns la Liga I, bănuiesc că dacă erau ceva mai începuți... Toți jucătorii care au ajuns, părerea mea, cu Manacă, care au ajuns cât de cât fotbaliști, au spus calitățile lor și că și-au dorit ei foarte mult. Tu ai făcut junior tu la Ceahlău. La Ceahlău, dar, repet, mulți au promovat de la copii și juniori mai prematur, să zic așa, și au avut șansa, gen să eu, joci. La 14 ani mă antrenam cu echipă ca Ceahlău. Asta voiam să te întreb. Aveam un antrenor, Florin Marin, Hizo, niște antrenori care aveai ce să înveți, era altfel. Dar la nivel de copii și juniori, practic, acolo faci doar ce ți se duce ție. Te poți considera, zic așa, norocos că oarecum ai fost văzut de antrenori la prima echipă și chemat la prima echipă? Păi da, dar asta datorită nivelului meu din momentul ăla. Adică oamenii au văzut ceva în mine, au văzut că eu tot timpul, fiind 92 născut, eu jucam la 90. Da. Dacă ai norocul să te vadă unul de la mai sus, ca așa, mai sus, te duci mai sus. Cine te-a promovat, Hizo? Pe mine la Liga a doua, la Ceahlău, m-a promovat la prima echipă. Uite, vezi? Aici pot să zic că m-a promovat un președinte de club. Cine, Pinaldi? Nu. La ce? Ca să fac o poveste scurtă, eu la 16 ani am fost dat afară de Ceahlău din curtea lor, pe motivul că nu mai cresc, că eram foarte mic, și m-a luat un fost jucător de al Ceahlăului, Costel Enache, care avea încredere în mine, m-a luat la minorul Roman. Era Liga a treia, era un nivel destul de bun al Ligii a treia atunci și am jucat junior în teren. La 16 ani la Liga a treia se juca Under 19 și aveam 16 ani și jucam ca junior. Am dat acolo 14 goluri în sezonul ăla, ne-am bătut la promovare, m-am întors înapoi la Ceahlău. Erai crescuse, acum nu mai erai mic. Nu mai eram mic, m-au luat înapoi la Ceahlău, făcusem 17 ani, m-au luat la 17 ani la Ceahlău, nu m-au luat la prima echipă. M-am luat la echipa a doua, care erau tot Liga a treia. Ei retrogradase anul ăla, dar nu știu cum, au cumpărat un loc și au rămas tot în Liga a treia. Și nu, n-am jucat un minut în tur întreg de campionat la Liga a treia. Nu m-au băgat antrenorul care era. Nu îi plăcea de mine. Antrenor local. Antrenor local de acolo. Nu mă plăcea pe mine că făceam foarte multe atingeri. Lui îi plăceau doar două atingeri. Da. Eu nu făceam două atingeri, eu făceam 22 de atingeri. La mine nu joci indiferent de ce faci. Ok, să treci. Și jucam numai la juniori. Și la un meci de juniori foarte important a venit Iorgulescu. Vicențiu Iorgulescu. Fratele lui Gine Iorgulescu. Exact. M-am văzut acolo și după... El era, mi se pare, că în staful Ceahlăului. Nu, a fost președinte la Ceahlău. Și când m-am văzut, mi-a zis Chitoș că vină încă. Eu mă rupă și atunci, de ce nu joci la echipa a doua? Ești golan, ești ala? Și zic, nu ies în club, nu beau, nu fumez, nu mă bagă. Eu joc, de nu ce bag. Nu te bagă? Nu te întrebați? Să nu trebuie pe el, să întrebați-l pe el de ce nu mă bag. Bine, de mâine vii la echipa mare, te așteptăm în vestiar. Am plecat în cantonament iarna. La echipa mare direct? Direct la echipa mare, de la juniori m-a luat. De la meciul ăla mi-a zis, de mâine nu te mai duci la echipa a doua, te pleci la echipa mare. Mergi cu noi în Italia. Am jucat toate meciurile titular în Italia în pregătire. Am jucat foarte bine, a venit penalti la mine. Prima oară când l-am văzut pe omul ăla în fața mea. Mi-a întins mâna, i-am dat mâna, foarte bine ținut tot așa copilul. Mi-a mărit salariul. Mi-a mărit salariul. Și am jucat tot returul la Liga a doua toate meciurile. Și eu nu jucam la Liga a treia. Da. Ca așa. Uite, altă și chestie. Și n-ai mai vorbit cu antrenorul local să-i salut și tu? Păi nu, că și când îl salutam tot urât se uita la mine. Adică nu. Spune-mi, te rog, o poveste așa amuzantă cu Gheorghe Ștefan, pentru că ai stat câțiva ani la Ceahlău și ai apucat să... S-a supărat și pe tine că ai jucat prost vreo meci? Da, dar nu... La Ceahlău nu e, uite cum e la FCSB-ul. Presiune, nu, da. Nu venea patronul la tine și te critica că ai jucat slab. Nu mai jucai. Bine, la Ceahlău era șansa să joci și bine și să nu mai joci. Adică, uite, asta e o chestie în România pe care eu n-am înțeles-o. Și foarte mulți jucători tineri trec prin chestia asta.
Eu, de exemplu, debutul meu la Liga 3 a fost la 14 ani, dacă vă vine să credeți. Era 1-0 pentru noi, până am ajuns, țin minte perfect, până am ajuns la jumătatea terenului, s-a făcut 1-1, antrenorul mi-a zis, mor, da. 1-1, dacă nu faci ceva, te omor. Am intrat, eram prin care eu la o fază, centrare, ăia ziceau, lăsați-l că stai mic, a ajuns mingea pe bara a doua, pun piciorul, direct din drop, hop, gol, 2-1. Scoși penalti 3-1, batem 3-1. Următoarea etapă la Liga 3, cine a jucat? Rezervă. Ce rezervă? Eram acasă, n-am prins nici lotul. Sunt multe momente de genul ăsta în România care se întâmplă, nu știu care sunt factorii, dar mulți jucători nu au psihicul atât de puternic încât să treacă prin chestiile astea și să le înțeleagă. Spune-te, rog, o poveste amuzantă cu Gheorghe Ștefan. Trebuie să existe, n-are cum să nu existe ceva cu penalti. Ți-a dat vreo primă mai mare? Da, eram la retrogradare. Țin minte că tot vorbeam de Rapid, în 2011 sau 2012 am bătut pe Rapid 2-1. Eram la retrogradare și mai aveam 5 meciuri. Nu era play-off, play-out atunci. Sezon regulos. Aveam $500 de punct noi. Și asta era prima pe vremurile alea la Ceahlău. Și a venit în autocar și a început să vorbească. Ei, Diaz, voi jucați pe primă dublă. Batim acum pe Rapid. Nu mă interesează cum, 3.000 aveți. 3.000 aveți după meci, bani jos, viață. De la 500 la 3.000? Păi era 1.000, s-a dublat prima. La Victoria era 1.000 punctul, luam 3.000. Păi era... A, pe punct, era, pe era 500 de dolari punctul, da. Făcea egal, ca așa. De astăzi, luați primă dublă. Am bătut pe Rapid 2-1, nu apărea prima. Atunci încă mai era bine, am luat toate primele, am bătut toate meciurile până atunci, am luat toate banii primele. Luat. Am luat banii, dar... La meciul ăla n-ați luat. Am luat banii și de atunci, dar nu i-am luat imediat după meci, am luat banii după ce s-a terminat campionatul, după ce a intrat drepturile de televiziune. Cum se procedează în România? Adică, mi se pare în România că fotbalistul se autofinanțează, nu știu cum să vă zic așa, în anii mei se autofinanța. Adică făcea performanță, ținea clubul în prima ligă, veneau banii de la televiziune, ia-ți banii, nu făceai treaba. Și care e întâmplarea frumoasă, că ți-a dublat suma? Întâmplarea frumoasă a fost că s-a dublat suma și de fapt ne-am bucurat de ei după... Foarte mult timp. După foarte mult timp, dar uite, cu Gheorghe Ștefan n-am nicio amintire, că nu venea la echipă, să știți că nu venea în vestiar, nu venea rare ori, nu știu dacă a stat de vorbă cu vreun jucător vreodată. Dar sunt amintiri pe la Ceahlău frumoase cu jucători. De exemplu, eram în vestiar și era un atacant, Gafița, nu știu dacă știți. Da. Și era Florin Marin, antrenor, și a spus... Erau și mulți negri. Jucători de culori. Da. Sorry, nu sunt rasist, chiar iubesc orice om. Erau și jucători de culoare, că la Ceahlău se aduceau foarte mulți. Și acum era o problemă că nu mai erau rezultate și era ca și cum jucători de culoare nu vorbesc românește, nu prea ne înțelegem cu ei. Și a zis domnul Florin Marin, păi ce facem? Îi așteptăm să învețe ei româna sau încercăm noi să vorbim engleză? Și clar că noi am zis, bă, noi mai repede vorbim engleză. Și a zis, bine, hai să începem de la Gafiță, era primul acolo lângă... Lângă ușă. Lângă ușă și a zis, Gafiță, ia zi-mă un cuvânt în engleză. Acum tot... Florin Marin era un antrenor cu... Îl respectai, adică se impunea, nu puteai să... Autoritate. Schițe, da, avea personalitatea lui, autoritate. Și Gafița, haide mă, țin cu în engleză. Și Gafița, a? Eu ne-am... Eu ne-am Florin, da. Ia zi. Engleză? Da. Ciao. Am bubuit de răstă vestiarul, a zis un cuvânt și el în engleză, a zis ciao. Și când a zis ceau, a zis bine, am înțeles, o să ne înțelegem cu ăștia de minune. Și a zis la domn președinte, că era și președintele vestiar, de mâine îi bagă-i pe ăștia la română, că mai până, la engleză, până mai... la engleză mai repede învață ăștia română. Clar, un moment amuzant după părerea mea. Vreau să te întreb, schimbăm un pic registrul, că sunt curios cum au decurs lucrurile în ultimii ani. M-am documentat înaintea emisiunii și sunt curios ce mai face fratele tău, cum a evoluat el, pentru că știu că urma un tratament după ce a pățit atunci. Practic el
nu a mai avansat din momentul în care a ieșit pe picioarele lui din spital, adică starea lui fizică nu e 100% ca înainte, evident după două operații pe creier, dar suntem mulțumiți pentru că merge, vorbește, e pe picioarele lui, obosește foarte repede, adică trebuie să, ca să înțeleagă lumea, el se trezește acum, da? E perfect normal la față, iar în două ore după ce e treaz, este altă persoană. E ca și cum ai fi tu după două, trei nopți nedormite. Te schimbi la față. Foarte repede. Foarte repede are trecerea asta. Obosește foarte repede, nu mai are voie să muncească. E liniștit, are niște pierdere, adică și aduce aminte trecutul îndelungat, dar uită foarte repede ceea ce face azi, ce a făcut ieri. Așa, are câteva pierderi de vorbire, dar râde mult acum cam din orice, ceea ce nu era la fel ca înainte, dar noi suntem mulțumiți pentru că el, Doamne, mulțumim că e așa, el a avut foarte puține șanse să supraviețuiască. A avut noroc, practic, că a fost transferat în Germania. Nu. Hai să dăm meritele doctorului care l-a operat în România, pentru că el a fost operat la Iași, în România, un doctor care, practic, el a salvat viața. Operația aia pe creier a fost letală. Intervenția celor din Germania a fost datorită faptului că el avea o asigurare medicală acolo și, clar, el nu putea fi transportat în Germania dacă starea lui de sănătate nu era stabilă ca să poată să fie transportat. Da. Dar pot să zic așa, ce a urmat după nu s-a comparat cu ce a fost în România, pentru că el, după ce a fost salvat la a doua operație, practic, și dădea semne de viață, el putea să moară din cauza unei pneumonii care s-a instalat datorită condițiilor din spitalele din România, stând doar pe spate, a făcut aprindere la plămâni. În Germania, dacă era și era gen opera și salvat, pneumonia aia nu mai apărea, pentru că au niște paturi care te întoarce pe parte, care... Da, da, da. Practic, România l-a salvat, dar mobilizat și pus pe picioare a fost în Germania. Până la urmă, cu agresorul fratelui tău, ce s-a întâmplat? Pentru că știu că ai vorbit acum 2 ani despre povestea asta și nu s-a întâmplat nimic. Nu s-a întâmplat nimic. Acum este la închisoare pentru alte fapte pe care le-a săvârșit ulterior. Dar pentru această lovitură, el având în vedere, nu știu cum să mă exprim în termeni civil, că avea o restanță de pușcărie, adică fusese condamnat cu suspendare. Nu, fusese la pușcărie 15 ani, tot pentru crimă. I-a dat drum mai devreme cu legea aia ce s-a dat în Bună Parlament. Portare. Nu, s-a dat o lege că grațiere. Cu grațiere aia a fost eliberat, dar i-au rămas încă 4 ani restanță de coadă, cum se zice, nu știu un termen civil. El, practic, la prima lui greșeală, indiferent cât de mică, el trebuia să fie arestat deja, adică nu mai se punea problema. Ei, clar, organele nu și-au făcut datoria pentru că erau cu influență de interlopeală prin Piatra Neamț pe acolo, individul, și nu degeaba suntem în top 5 țări corupte din România. Cine-i fraier, fură o găină, se duce 15 ani, cine-i șmecher, omoară omul și stă acasă. Cam asta e ce pot să zic. În schimb, acum e la închisoare, dar pe mine oricum nu mă încânta niciodată că e la închisoare sau nu, că puteam să fac publică toată povestea la modul să-mi iau avocat și să o duc în televiziune și nu scăpa în viața lui dacă era implicată televiziunea. În viața lui nu mai mușamalizau aia nimic. Dar pe mine nu m-a încântat că să se ducă omul ăla la închisoare, pe mine m-a bucurat și am fost fericit și liniștit că fratele meu a rămas în viață. Dumnezeu, eu cred în karma, Dumnezeu are pus deoparte pentru toată lumea. Te-ai gândit să revii în fotbal? Ha, nu. E greu spus să revin în fotbal. Nu pot să mai revin în fotbal pentru că, uite, eu chiar dacă n-am avut o carieră bogată în rezultate extraordinare în fotbal, n-am fost nici golghete României, n-am câștigat și campionate, am doar o cupa ligii câștigată în CV cu Steaua. Am fost un tip realist, nici pe la echipe n-am stat doar să-mi iau banii, că puteam să stau și la FCSB până în 2021 să-mi iau toate salariile.
Nu, mi-a plăcut să joc fotbal și cât am crezut că pot să avansez, am forțat. În momentul în care am văzut că practic, să fiu sincer, nu doar partea cu fratele meu a fost motivul pentru care m-am lăsat 100%. Că puteam să revin după 8 luni în țară și să mă reapuc, că nu murise nimeni. Okay. Dar având în vedere că la Botoșani jucasem 35 de meciuri, da? Și ajutasem echipa, ne-am bătut la play-off, am terminat la egalitate de puncte cu Victorul, într-un an 41 de puncte, și tu mă scoți din teren că vine, vine, a venit domnul Istea la mine și mi-a zis, te la anul 2 juniori, te-l băgăm în bandă, că nu putem să jucăm nici în apărare, nici în poartă, nici în atac. Îl băgăm în bandă, în caz de pierde mingea la 80 de metri de poartă. A, și practic în locul tău. Da, și practic în locul meu, că deja pe partea alaltă era al junior. Deci oriunde era, era doar jos și mi-a spus, mai rămâi la noi, dar trebuie să umblăm puțin la salariu, că aveam salariul de titular, așa era, media salarială era de 5.000 de euro la Botoșani, primul 11 și mi-a zis, mai aveam 3 ani cu ei și am zis, nu stau în rezervă, vin de la Steaua, adică vin să joc, abia am revin și eu joc un an și un pic la voi, abia am revin și iar să stau pe bară, mai bine plec. Și ce a zis domnul Fian? Dacă nu vrei alegerea ta, m-a respectat foarte mult, să știi că ținea foarte mult la mine și ține la toți jucătorii, adică e singurul patron pe care eu l-am cunoscut cu un suflet extraordinar și un om corect, oarecum, n-au fost niciodată probleme. Și în cazul ăsta cum facem? Mi-a zis, mai avem 3 ani, îmi dați și mie cât vreți și am plecat. Și a făcut omul treaba, mi-a dat o parte din contract, i-am strâns mâna, am avut încredere în niște impresari care mi-au promis mare acusare? Mii de echipe și... Ce impresari? Nu vreau să dau nume. Nu, mă gândeam că poate au și ei alți jucători și nu-și mai au plasă. Întotdeauna în România îți vei lua plasă pentru că ești constrâns. Că dacă îți dau un exemplu, te duci la Poliaș, ca să nu zic echipă din Liga 1, da? Te duci la Poliaș și vrei să joci, vine... Uite, să știi că noi aparținem cu tare, trebuie să semnezi cu ăsta. Dacă nu... Cam așa... S-a procedat. Se procedează. Sunt mulți jucători care au fost dezavantajați de impresari. Am crezut într-un impresar, a zis că mă duce, că mă face, că mă drege, dar nu era impresarul pe care eu l-aveam semnat, să ne înțelegem. Tu ai fost semnat cu Ana Maria Prodan. Eu am fost cu Ana Maria Prodan, n-am ce să-i reproșez. Nici nu pot să zic că m-a ajutat în carieră, dar nici nu m-a... Nu ți-a făcut rău. Nu mi-a făcut rău. Adică, practic, în România trebuie să înțeleagă toți jucătorii și mai ales ăștia tineri care vin din urmă că tu te transferi singur. Ca jucător. Bun, tu în momentul ăsta nu mai joci nicăieri. Nu mai joc nicăieri. Dar nu joci fotbal deloc? Ba da, vorbeam spre revenire. E foarte greu să mai revin un fotbal la nivelul la fotbalul care am mare. Fost. Da, aș fi putut să mai joc un an, doi de Liga 1, adică de pe la... Da, nici la Liga 4 nu joci? Acum joc la o echipă de Liga 4, am 2 meciuri jucate. Ce echipă? La Bolentin, da. Aici, aproape de unde stau eu, gen. Da. Stau în Chiajna, militari. Și aproape de mine acolo, ești pe autostradă și mă duc în fiecare în cursul săptămânii sau? Nu, asta îmi pare rău, uite, de asta și zic că e foarte greu să revii fără antrenamente. Dar uite, spun sincer, aș putea să mai joc fotbal și la nivel de Liga 1, cel puțin 2 ani, chiar dacă, să zic, primul, mă antrenez acum cu Liga 1 și mă antrenez un an și îl joc la 31 de ani, primul meci. Abia am făcut 30. De la 31 de ani până la 33 mai joc Liga 1 lejer. Unde te-ai vedea Liga 1? Așa de curiozitate. FC Botoșan. La Botoșan îmi place mult. Mie mi-a plăcut foarte mult la Botoșan și pentru că chiar dacă e o echipă mică, un club mic, e o echipă care a respectat jucătorii. Spune, fiat, eu sunt un impresar onest. Cât vrei salariu la Botoșan? Că vorbim, nu-i problemă. La orice echipă de Liga 1 mă duc pe gratis să mă antrenez doar. Și dacă el consideră că merit după un an de zile să-mi dea ceva din urmă bine, clar, nu pun pretenții financiare, dar bani să trăiesc de chirie și clar să nu vin cu bani de acasă, mă duc la orice echipă, chiar și la Liga 2. Dar nu... Clar nu se va întâmpla asta, că n-are nimeni nevoie de mine în momentul ăsta. Trebuie să mai fie și m-am uitat la televizor, am văzut pe la Liga 2, am zis că legal la voi, cred că tot fac treaba. Bun! Deci, vreau să glumesc. E nivelul destul de slăbut și la Liga 2 de față, la unele echipe, că nu putem să vorbim de echipele care au pretenții de promovare, că e un nivel ridicat, dar aș face față la nivel profesionist
după 6 luni de antrenament, încă 4-5 ani în fotbal. Hai încă o întrebare repede, știu că o să fim apostrofați din regie, dar te mai întreb ceva. La CSEA Steaua ai acceptat o ofertă că e în Liga 2? Ca să nu promovezi. Și nici nu promovezi. Banii, bani, cașcavalul bun. Îți spun de ce nu m-ar oferta niciodată? Spune, te rog. Pentru că m-a ofertat și am refuzat. Și nu m-ar mai... Când erau prin Liga 4? Da. Da. Și am spus, prefer să mă las decât să joc la Liga 4, cu toate când dădeau bani frumoși. 8.000 de lei. 8.000 de lei, da. Salariu, chirie, 300 de euro, prime de joc, bonusuri. Eram la un pas, am și fost, vrei să te mint, am fost, am vorbit la vestiare, am vorbit cu domnul Daniel Oprița. Practic, eram 80% și semnat. Și ce s-a întâmplat? S-a întâmplat aia cu fratele meu și am plecat. Când s-a întâmplat, da. În perioada aia s-a întâmplat și am plecat. Dar nu eram ferm convins că vreau să mă duc. Că dacă eram semnat. Am fost să semnez și am zis că mai vin o dată să mai discutăm. Am înțeles. Bun, FCSB este Steaua sau CSEA Steaua este Steaua? Întrebați-i pe toți de la CSEA că zic că CSEA-ul e FCSB. Toți de la CSEA spun că FCSB-ul e da? Steaua. Eu sunt ferm convins că toată lumea e conștientă de lucrul ăsta. Numai că unii recunosc și alții nu. E exact ca femeile care recunosc și care nu recunosc. Bun, atât pentru această seară. Mulțumesc, Sebi Chitoșcă, mulțumesc, Daniel Nazare. Vă mai așteptăm pe aici. Știu, uite cât aveam să te mai întreb. Mai aveam să te întreb, dar colegii noștri trag de noi. Bun, atât pentru această seară. Mulțumesc. Intrați pe prosport.ro pentru că sunt foarte multe reacții de după aceste meciuri din Conference League. Gigi Becali, Nicolae Dică, Dan Petrescu au vorbit. Apar... declarațiile acestora în ProSport. Noi ne vedem data viitoare. Seară minunată să aveți! Urmărește zilnic cele mai mari cote din lume. Ia o decizie. Mozart Bet.